Mihai și Bianca și-au început cele 48 de ore de petrecut împreună cu o discuție în contradictoriu. Dacă ar fi să ai de ales Constanța sau București? București. Deci trebuie să ne gândim. Posibilități sunt multe, da, zic, trebuie să le punem pe foaie. Vedem ce mai ieși afară, vedem dacă te mai îndrăgostești de mine. Mihai. Bianca. Încetează. Încetez cu vorba sau cu patronul, că nu am înțeles. Cu vorbele astea. Ăsta sună, ce vrei? O să încetez, nu. Să vedem, dacă o să-ți fie mai bine. N-am zis asta, Mihai. Da? Vreau acasă. Ce rău weekendul următor. Și ca de fiecare dată, dialogul lor nu duce decât la ceartă. Zici, nu zic, mă, că e trist dacă tu stai atâtea ore fără să mă pupi. E tristă situația. Și tot acolo îl bate. Păi da, mă. E vorba dacă țin sau nu mâne îndrăgostit-o. Hai, ce ți-mi pui. Hai, hai. Treaba ta. Până acum a fost vorba de impunere și tu ți-ai impus. Eu dacă acum fac ceva, fac ceva în ambiție. Ce am vorbit eu? Așa. Nu ai înțeles exact. Drept dovadă, uite-te. Ori nu știu ce vrei să faci, talmoș, balmoș, dar fă... Fă tu singură și după ce afli ce ai făcut, poate mi-arăt și mie. Și aici încerci să mă joci psihic, nu? Cum ar veni? Te joc. Fă tu! Fă-ți tu ideile, da. Da, bine. Și tot ca de fiecare dată, discuțiile lor nu duc la nicio concluzie, în niciun sens. Sunt tristă. De ce ești tristă? Tristă. Că te joci cu focul. Ce-o să te arzi. Și nu o să fiu eu cel care te arde. De cine? Nici nu mă interesează. Și dacă mă culc tristă? La anii tăi știi cum să faci să nu te culc tristă. Dar uite că eu mă culc tristă din cauza ta. Ți-am spus că eu nu o să te sărut până o să simți tu că... Dar n-a zis nimeni nimic. Despre ce era vorba? Păi, să fii sănătos. Bine că ai vorbit în zadar. Așa îmi dai impresia, Ben. Ok. Stingeți-ne și nouă lumină, vă rugăm. Cum e când vă uitați la voi în oglindă? Tocmai ne-am uitat și dacă ați face un material complet, ați vedea cum ne-am și împăcat și nu ne-am culcat triști. Cum v-ați împăcat? Ce v-ați certat? Ce v-ați împăcat? Ce v-ați certat? Da, e normal. E normal. Serios? E normal? Da. Să ne expunem puncte de vedere care nu ne convin, să nu ne înțelegem, să facem uneori ambiții, poate copilărești. Sunt parte dintr-o relație. Eu v-am mai spus. Cred că e foarte important să fiți sinceri unul cu altul. Eu sunt foarte sincer. În general, de fapt în general, e o lege a firii. Când e iubirea aia la început, îndrăgosteala, dar înțeleg că Bianca nu e îndrăgostită, e cuvântul prin stomac și îl vezi pe ăla. Mă, și dacă e urât, îl vezi frumos. Nu există dragostea, spală creierele, este ceva... Cum ai spus tu, neîndrăgostit-o? Neîndrăgostit-o? Clar, era o glumiță. Ei, da. Era o tachinare, da. Dar durută asta. Au fost altele. Mai grele? Nu grele. Dar grave. Lături, nu lele, nu m-a afectat de atât de mult. Pe moment atunci nu m-a... Dar am fost surprins, dar... Tu de ce încerci tot timpul să ne arăți o parte frumoasă a ceea ce se întâmplă de voi când noi o vedem și altfel? Noi vedem extrem de multe discuții pentru niște oameni la început de drum, pentru niște oameni care de-abia s-au sărutat de... O săptămână. O săptămână. Nu-mi place să expun persoana de lângă mine, da, da celorlalți. Da, dar eu îi spun exact. Sunteți într-un show unde... Da, dar wow, pe materiale se vede foarte vorba. Bine că eu nu mă țin de la a-i spune ei ce mă deranjează. Personal îi spun, cum mi-a spune și afară. Da, dar sunt discuții pe care trebuie să le avem noi doi și ori aici eu vorbim cu restul, parcă m-am simțit ca și cum aș acuza-o pe ea sau ea pe mine dacă vorbim cu restul despre noi. Eu vorbesc cu ea, ea cu mine și acolo trebuie să ne înțelegem. Ce spui de pe mine când te-am auzit? Că se abține din a o săruta, se chinuie singur, deci că îți place să fii chinuit, așa. Eu îți spun că, serios, eu n-am... Îi spui că n-ai văzut tot materialul, n-ai văzut tot ce s-a întâmplat. Au fost exact doar părțile negative din astea 48 de ore. Lasă materialul, că mai văd și pe aici prin casă, vrei să-ți spun astea. Și când ai poftat și când ai zâmbit, că ți le spun și pe astea și nu pentru că... Pentru că le văd, cum am și zis, n-am ceva mai bun de făcut în casă, văd ce fac cuplurile pe aici. Le analizez.
mai ales cam pe toți, mai ales că pe Mihai îl cunosc, pot să spun, nu că nu e diferit. Nu înțeleg. Și se chinui singur, pe bune, așa îți place să te chinui să... Adică ce spui prin a se chinui? Adică... Pentru că ia apărarea și cum ai spus tu, că prezintă tot timpul partea frumoasă și spune că e sincer, dar nu e sincer cu el. Asta nu e rău cu apă. Eu sunt sincer cu persoana de lângă mine și i-am spus exact ce m-a deranjat de fiecare dată. Nu trebuie să fiu sincer cu tine. Cu nimeni altcineva. Cu tine. Aici, automat, dacă sunt sincer cu persoana de lângă mine, se vede dacă sunt sau nu sincer. Bine. Am spus, nu pot să vorbesc aici. Uite, simt ca și cum ne-am acuzat aici. Încerc să mă abțin, să nu pară că mă bag sau că vreau să vă despart. Dar nu vreau să nu ai cu ce să te bagi și nu ai cu ce să ne despart. Să trăim o dată cu ideea asta. Nu, mă bag numai... Da, clar că n-am cum să vă despart din moment ce nu ne doresc. Nu e nevoie să mai confirm. Afară oricum cine crede, are crezul lui. Nu îl mai schimbă nimeni. Degeaba. Important e să credeți voi până la urmă. Și să fiți voi bine și fericiți. Asta încercăm să facem prin discuții și rezultatul discuțiilor, să ne gândim la rezultatul discuțiilor. Hai să vorbesc un pic și cu tine, că exact. Mihai are un discurs foarte linear așa, adică la el, indiferent ce se întâmplă, e bine. E bine, da. La tine cum e? Da, pot să spun că și din punctul meu de vedere, pe alocuri e bine. Pe alocuri? Pe alocuri, da. Dar ce nu e bine? Hai să luăm așa. Ce nu, nu știu, e cum am mai spus și dățile trecute. Eu întotdeauna la fiecare... Reproș, ceartă, nu, ceartă e mult spus. Cred că sunt eu cea care nu face îndeajuns și nu trage îndeajuns. Nu e el, pentru că dacă aș face acele lucruri, el nu ar mai avea ce să-mi reproșeze sau ce să-mi spună. Dar de ce trebuie să vin așa, ca și cum... Adică, sunt niște lucruri care, în mod normal, ar trebui să vină natural. Nu trebuie cerute sau... Da, știu, întocmai asta încercam să-i spun și lui. Nu știu, cred că revin, sunt eu. Mă adaptez mai greu, mă implic mai greu. Da, știți cum e, nu? Fiecare om are ritmul lui, fiecare cuplu are ritmul lui, sigur că... Asta nu înseamnă că nu-mi pasă sau cei mai mulți poate părea un pic... bizar felul lor de a se apropia, că am vrut să spun de a se iubi, dar eu nu-mi dau seama ce e asta, adică tu ai spus că nu ești îndrăgostită, poate între timp, dacă te întreb acum, nu știu, poate a mai crescut. Se schimbă multe pe parcurs, sentimente nu pot să spun că nu sunt, dar aș fi falsă să spun da, sunt îndrăgostită și să nu arăt asta.